Bine, v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi jucăm cu Kenji și vom face 20.000 de trofee în Brawl Stars pentru prima dată, bineînțeles cu ajutorul lui Kenji, și o să încercăm să-l și pușiem către 500 de trofee. Vedem dacă reușim, dacă nu, aia e. Cel mai important este să facem 20.000 de trofee pe cont în total și să facem cât mai multe win streak-uri posibile, adică practic nu vreau să pierd sub nicio formă. Noul brawler Kenji, dacă cumva nu ați văzut episodul de ieri, este ridicol de puternic, este extrem de OP și o să încercăm să câștigăm toate meciurile pe care le jucăm, adică să nu murim practic decât în top 4. Nu uitați de like-ul, blană, subscribe-ul, blană, clonțopelul, i-aș aprecia enormos! Ce zici, mă, șeful meu? Ce zici? Hop! Bum, bum, bum! Aha, aha! Hai să te văd, ia! Doamne! Și vedeți că jucăm la 170 de trofee, adică nu-i chiar nimic. Ok, cei care nu știu ce putere are Kenji, un hit dai așa, un hit te duci cu dash-ul cu sabia și tot așa. Hai să vedem. Suntem imuni când dăm superul, ăsta e superul. Gadgetul, după ce dai un hit, 75% din hitul ăla, dacă vrei să dai, îți recuperează viața, știi ce zic? Hop! Da, mă, da! Ce zici, drag prieten? Pur și simplu mă bat cu toți. N-am nici cea mai mică problemă. Hop! Ireal, ireal de puternic. Hai, mă, să te văd, hai. Aha, ai și tu superul. Bravo, mă. Hopa! Și l-am prins în colțul din stânga, așa. Mamă, ce frumos. Ce frumos, ce win frumos. Începem în forță, mai avem două win streak-uri din episodul anterior. Am reușit să ne ducem destul de departe în episodul anterior. Doar că am pierdut un singur match la Brawl Ball. Deci eu n-am pierdut până acum, n-am ieșit mai jos de top 4 decât la Brawl Ball, unde am pierdut. Așa că acum o să-mi dau toată silința, să vedem dacă reușim să-l ducem în 500 de trofee și să nu pierdem niciodată. Ăsta e țelul, țelul episodului. Top 4 mereu. Bun. Din păcate nu ajung să fur acolo. Ce zici, mă, bossul meu? Hai, Nico, aici. Nico, Mico. Bom, bom. Și am luat frumos. Ok. Mă, și bag tare. Trebuie să joc puțin mai def, că deja jucăm la trofee mai multe. Dar îmi place provocarea. Deci vrei să o dăm, a? Vrei să o dăm, a? Hai să o dăm atunci. Bum! Cine e aici? Ce zici, mă, neni? Uite-te cu cât am lăsat pe neni. Săracu, Mico. Îl și las. Hai că las dacă e. Bravo, mă. Doamne, e prea OP nou brawler. Clar o să-l nerfuiască pentru că e mult, mult prea OP. Dar na, momentan încercăm să pușăm maxim cu el. Uite-l pe Patrick. Ce zici, domnul Patrick? A, o crezut, Mico, că mă bate, mă. Săracu. Când dau superul, am imunitatea aia, știi? Nici n-am avut timp, nici n-am văzut din prima, sincer să fiu. O veni neni la culcare. Nani, nani. Hai să vedem, încă un match frumos. Deci chiar sunt curios câte win streak-uri putem face. Kitu are chef de scandal cu mine. Hai să te vedem, Kit. Aha, aha. Opa. Op. Aha. Nu! Doamne, cum am scăpat de acolo. Doamne. Te-ai răzgândit? Te-ai răzgândit, sufletul meu? Ce zici? Bă, dar mă bag și eu, nu glumă. Ok, o fugi mai departe decât aș fi putut să prind vreodată. Mamă! N-am vrut să dau superul, din greșeală. Stai că nici eu nu știu ce mai fac. Acum se gândește că e singura șansă. Nu mai ai șanse. Sau două șansele tale de mult.
Gata, vedeți că am lifestyle, îmi refac viața și când dau hiturile normale. Bun, avem 5 win streak-uri. Nice, și 200 și ceva de trofee. Trebuie să facem vreo 300 pe Kenji ca să ajungem la 20.000 de trofee pe cont. De-abia aștept să vedem 20.000 acolo. Chiar de-abia aștept. Hai! Nu uitați voi de like-ul la Blanner, aș aprecia enorm. Subscribe-ul Clonțopelu și știți deja de merch, îl găsiți pe nocivano.ro. Găsiți de toate acolo. Hopa, mai avem un Kenji aici. Ia mă, să-l vedem noi pe el. Bom, odată. Ce vrei mă, pleacă de aici? Șobolane, vezi că am treabă. Bun, ăsta s-a dus săracul. Deja am power 8. Avantajul mare pe solo aici e că sunt foarte multe cutii și cu Kenji chiar de poți distruge extrem de ușor. Deja din două hituri le distrug. Am crezut că bat Pemu dintr-un hit. Hai mă să te vedem ea. Pem-pem. S-a dus. Salut și ție. Bă, e prea insane. Doamne, ăsta e brawlerul ăla de enervant să-l joci. Pur și simplu. Ați văzut cum i-am dat heal-ul? N-are sens. Sunt foarte low HP și în secunda următoare mi-am dat gadget-ul pentru că am dat mult damage, îmi dă 75% ca heal din damage-ul respectiv și bam. Sunt înapoi full HP. Wow, wow, wow. Șocant nou brawler. Pur și simplu șocant. Ok, hai să vedem și meciul ăsta. Important este dintr-un anumit punct să nu ne mai batem chiar în halul ăsta, pentru că țelul și scopul episodului este altul. Este să facem cât mai multe win streak-uri și totodată să facem foarte multe trofee. Uite, acum, de exemplu, s-au pus toți pe mine. Îi las acolo liniștiți. N-am eu treabă cu ei. A spus pe mine, a? Mă, ce zici tu, mă? V-ați pus voi pe mine, a? Ce ați făcut? Că toți playerii de pe hartă nu puteți să mă bateți. Acum, hai aici. Că prea te-ai apropiat de mine. Bun, fii atent. Și am mai o pe chestie, e să dai superul când ești foarte aproape de el ca să poți să-i dai și finish-ul după. Că dacă nu, e cam rip, știm. Nu știu ce am făcut. Am încercat și eu ceva, dar nu mai contează. Uite-te cât de repede pot ajunge la adversar, la inamic și nu se gândește, nu-și imaginează că o să moară atât de ușor, știi? Asta e ciudat și frustrant, că te ia prin... prin surprindere, știi? Salut! Salut și ție! Da, asta este, pușăm. Chiar dacă vedem pe ăștia săraci că nu mai au ce să facă, jucăm și noi, ia. Cine se ascunde, mă? Unde se ascunde? Care ești, mă? Ia uite-l. Ce zici, mă? Bum! Ok, și avem încă un win, win care ne oferă 15 trofee și avem 243, 7 win streak-uri, plus 69 de trofee, ne mai trebuie încă 80 de trofee, asta înseamnă un calcul rapid, vreo 6 win-uri sau 5 win-uri? Nu, 6 win-uri și facem peste 20.000 de trofee, dacă sunt consecutive. Ok, ne continuăm aventura, suntem pe solo showdown și avem 7 win-uri momentan. Dacă ajung la 30 de win-uri consecutive, bineînțeles, adică să fie win streak-uri acolo, și depășesc 20.000 de trofee, eu sunt mulțumit pe ziua de astăzi, exact asta urmăresc. Avem și un Legendary Star Drop la 20.000 de trofee și mă gândesc dacă să-l deschidem sau să nu-l deschidem. Cred că-l deschidem, pur și simplu. Opa, stai că s-a supărat. S-a supărat al nostru.
Mă, șobolane, mă. Vrei tu să o dai cu noi? Bun, hai să luăm repede power-ul. Hai că-l mai luăm. Să moart aici. Mamă, exact între ei. Ok. Bun, 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 bun. Bă, bă, bă. Mă, fi nu aici, mă, șobola. Nu mai... Să moart. Cât de la limit am scăpat. Da, încep să fie meciurile mult, mult mai grele. Ok, pe Pam dacă aș bat eu, aș fi boss. Perfect. No, mamă, ce hit mi-am luat. Mă, fi atent, eu dau din damage-ul pe care îl iau, sau? Da, mă. Ok. Eu doar acum... Doar acum am înțeles, din damage-ul pe care îl iei... Îți refaci 70%. Hai, că am dat. Ce să facă, mă? Hai, dă-mi un hit, hai. Uuu, cât de frumos! Nu mă așteptam să dea atât de mult damage, eu așteptam să-mi dea hit-ul și după aia să-mi dau... Să-mi refac viața. Da, mă, deci... De cine a stat să citesc și eu ca lumea, frate? Eu am crezut că am înțeles, așa sunt de multe ori. Citesc repezit și zic că am înțeles și apoi nici nu mai impun la îndoială. Nu stau să mă documentez ca lumea. Zic, adică așa e, n-ați pățit vreodată să fiți 100% sigur de ceva și să nu mai puneți la îndoială? Ei bine, așa am făcut eu aici. Credeam că 75% după ce dau un hit. Dar nu e așa. Bun. Frumos. Regenul ăla, mă, e insane. Wow, wow, wow. Deja power 3. Asta se întâmplă când te bați ca lumea la început. Ai un avantaj. Power 4. Power 4 la băiatul. O fugit într-o altă lume. Aici o fugit. Știam eu. Și acum a sus înapoi. Ba nu. Credeam că l-am înțeles, dar nu l-am înțeles. Hai mă pe mine. Hai nu vii? Ce avem aici? Pe cine avem noi aici? Ce zici mă, boss-ul meu? Ce șobolan. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Doamne, cât e de OP. Cât de OP, Kenji. Ai regenul din gadget și îți mai dai și superul și ești imun. 9 winstreak-uri și winstreak-uri în mare, mare fel. Adică nu știu, am luat mereu locul 1 sau mai fost și bătut? Nici nu știu, dar oricum am... Cred că am luat mereu locul 1. Da. Suntem totuși spre 300 de trofee deja. Se pare mare nebunie ce se întâmplă aici. E mult prea puternic, mă, Kenji. Nu vi se pare? Ce părere aveți voi de nou, Brawler? E mult prea OP, frate. Uite și tu cum am intrat și l-am bătut pe ăsta. Uite și tu. Dacă voiam să ne fac viața, ne făceam viața. Sunt pur și simplu regele. Bă, n-am adversar, frate. Uite-te și tu. Ce să se mai poată întâmpla? Doamne. Deja sunt lângă el. Dacă, fii atent, deci dacă stai așa, ajungi foarte rapid lângă adversar. Fără să se aștepte măcar. Hai să nu fii în bușul ăsta. O, mori singur în gaz. Mă, la câte trofee jucăm? Că deja nu mai e... Jucăm la 288 de trofee. Și avem... Încă 35 de trofee mai trebuie. Deci 3 win-uri. Dacă eu am mai ieșit de 3 ori pe locul 1, am 20.000 de trofee. În doar 15 minute de când am început episodul,
am făcut cât? 200 de trofee? Sau ceva în genul ăsta? 150? Mult. Wasabi! Oare reușim să-l ducem în 500? Asta e întrebarea. Nea. Da, mă, genul. E... Nu știu, nu te aștepți. După ce îmi dai hit-ul ăla, vin eu și te distrug. Pur și simplu, nu te aștepți. De ce să mă bat eu aiurea? Când pot doar să fur. Ia vezi, hop. Și gata, mi-am asigurat win-ul. Frumos. Despre asta e vorba. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Mă, tu ce vrei, mă? Nu înțelegi nimic, săracu. Nici nu mai știu cum să se ferească. Uite-te că îmi fac viața prea mult când dau hiturile și mă apropiu prea mult de ei. Nu știu, mă, ce să zic. Aici e cineva. Na. Da, pur și simplu mă lasă fără cuvinte. Nu știu. E șocant de bun. Știam că e cineva acolo. Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Bun, 303 trofee deja. Avem 11 win-uri. Să vedem în câte win-uri putem merge. Nu mă opresc până nu pierd. Asta e clar. Așa că sunt curios dacă putem duce în 30 de win-uri sau nu. Deja dăm și de alți Kenji, care poate sunt și ei maxați și devine din ce în ce mai greu. Dar noi dăm tot ce putem. Știi care e faza? Vreau ca măcar până facem 20.000 de trofee să avem doar win-uri. Adică să ajungem la 20.000 de trofee full win. Asta înseamnă să câștigăm meciul ăsta și încă unul. Sau să fim, na, în top. Bun, și acum ăsta în 2 secunde sunt la el. Ce să mai facă, bă, frate? Că n-are ce să mai facă. Da, aici o să fie mai greu un pic. Că mai avem un Kenji. Bun. Hai, mă, să vedem. Nu pot să cred, a avut încă un super, bravo lui, a avut și el full. Da, aici era cine dă primul superul. Adică, nu, cine primește mai puțin damage din cauza superului, că dacă îți dai superul să-și dea la hiturile. În fine, oricum, locul 2 e bun, pentru că ne mai trebuie tot așa încă un win. 19.993 de trofee. Important e să fim în top 4, ba aș spune în top 3, că acolo e cel mai bine. E călduț și bine în top 3. Așa că ăsta e interesul nostru. Uite cât de repede se încarcă. Bam, bam, bam. 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 Ce zice Bibia noastră? Bibi. Bibi. Ce zice Bibi? Salut! N-am, mă, că tot n-am bătut-o, mi se pare ireal. Bine, Bibi. Nu! Wow, s-au dus și win-urile mele fix acum, bă. Asta e, na, 11 win-uri, e bine. Dacă ești prea greedy, așa se întâmplă. Normal, ce trebuia să fac din punctul ăsta era evident, era clar pentru toată lumea, trebuia să o joc defensiv. Până când mai erau 4 și după aia mă băteam. Dar nu rezist, mă, nu rezist. Asta e problema mea, nu rezist.
Ce l-am prostit acolo că stăteam afeca. Bun. Și acum logică, distrug tot. Wow! Ce mi-a făcut? Iar mă bag. Bă, da, dădusem, am apăsat pe gadget. Ha, ce enervant. Ok, acum ne trebuie un loc 1 și avem fix 10 trofei și ai. Hai să luăm locul 1. Deja aș bat joc de mine. Stai că m-au pus cu ăștia mai slabi. Zici că m-au pus intenționat. Oricum e super OP. Problema la genul ăsta de brawleri este... Am vrut să dau gadget-ul. Nu mă așteptam să-și facă superul. Am zis să nu irosesc un gadget. Da. Problema la genul ăsta de brawler este faptul că ești foarte puternic și te bagi în ei. Asta e marea problemă. Cu brawlerii ăștia trebuie să înveți să te stăpânești. Să nu te duci tu că dă damage, Kenji, că nu știu ce. Nu, trebuie să o joci. Ăsta e Brawl Stars-ul. Trebuie să o joci la tactică, la strategie. Chiar dacă ești OP. Bun, uite așa se joacă. Te ferești, deja ești top 4. Între timp ți-ai făcut power-ul. Păi cine mă mai bate pe mine acum? Asta vreau eu să știu. Mersi. Cine mă mai bate pe mine acum? Zici și tu. Nimeni. Easy win. Așa se câștigă meciurile. Cut. No. Ok. Ce înseamnă să te bucuri înainte de victorie? Am luat mâna de pe tabletă. În fine, avem cât? Încă 6 trofee mai trebuie. M-am enervat un pic. Că am jucat-o eu așa. Asta e. Ce să și facem? Mi-am pierdut win streak-urile. Ce zici, mă, boss-ul meu? Tristuț. Ai. Mă, ce? N-am vrut să dau super-ul. E greșeală. Hai, lasă-mă. Mi-a dat silent. E crea, mă, harta asta de la nivelul ăsta, că vin ăștia, au de la distanță. Cred că mi-am pierdut și eu interesul și cheful, dar nu-i nimic, că dăm acum tare. Gata. Promit că o să iau doar locul 1 de acum. Fiți atenți. Deci fiți atenți de nu joc ca ultimul șobolan. Așa se joacă, mă, Brawl Stars-ul, dacă vrei să faci trofee. Asta e. Așa se joacă. N-ai ce să faci. Da, și noi hitul ăsta. Mă, nu mă așteptam să mă prindă. Și papa. Te pup, papa. Aici e Sandy undeva. Gata, numai win-uri facem. Gata. Numai win-uri. Ce-am făcut, mă? Tot i-am dat damage. Na, că-o fugit în partea alaltă. Ce faci? Ha? Ce faci, Sandy, ha? Tu ce vrei, mă? Uhu! Ha! Bun! Avem o victorie și cred că avem 20.000 de trofee, 20.001. Bă, ce frumos era dacă făceam 20.000 fix. Și avem și un Legendary Star Drop. Ia vezi, la aici am muncit pentru Legendary Star Drop-ul ăsta.
Bubuiți butonul blană de like, de subscribe dacă vedeți asta acum. Abonați-vă aici pentru că este canalul Nocivanu Extra. Poate nu sunteți abonați, verificați și voi. Și să vedem Legendary Star Drop. Te rog, dăm ceva bun. Star Power pe Mandy. Not really bad, 2000 gold. Nice. Bun, 324 de trofee. Hai să vedem cât mai putem pușa. Ducem Kenji în 500 sau nu ducem? Trebuie să mai câștig multe meciuri. Vreo 17 meciuri. Aba nu 17, vreo 12. Că-ți mai dă și bonusul. A, dar sigur câștig eu meciul ăsta cu lagul pe care l-am. 100%. 100%. Mă prefac că mă duc către ăsta acum și mă duc de fapt către ăsta. Bam! Asta e schema cu Kenji, că oamenii nu se așteaptă să ajungi la ei. Asta e șmecheria. Bun. Te prefaci și tu că te duci în sus. Te duci și tu așa, bam. Stai să nu mor acum că e jale. Rica! Ce zice mă Rico al meu? N-are ce să facă niciodată. A, deci tu te crezi șmecher, nu? Deci tu te crezi boss-ul, să zic așa. Cum bă, nu i-am dat hit? Ia vino aici. Hopa, pe cine avem noi aici? Pe tine trebuie să mă răzbun dintr-un alt meci. Unde-i mă? Bum! Hopa! Și-și mai dă o dată. Stă, o sta pe loc, fii atent. știam schema. Să mă facă să cred că o fugi jos și stătea pe loc. Frumos, 335 de trofee, avem și Mastery 1, play again. Bun, 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 hai să vedem. V-am zis, doar win-uri din momentul ăsta, nu există altceva pentru mine. Pur și simplu, doar win-uri. Mă, tu faci troll, mă. Deci băiatul ăsta scăpa. Tu au vrut să fie șmecher cu mine. Deci după Poco ăla mă duc să și pierd, nu-mi pasă. Până când? Deci, nu mai aveam treabă cu el. Da, îi dăduse, mi-i prinsese super, voiam să fac power. Dar el a avut de gând să se bată cu mine. Păi da, dacă tu ai de gând să te bați cu mine, eu n-am de gând să mă bat cu tine. Bum! Cat! La culcare! Uite, mă, așa trebuia să joc eu meciurile. Să mă bag doar când am power, în rest să mă duc să strâng power-ul, că doar e hartă cu foarte mult power. Uite ce frumos. N-ai treabă. Pur și simplu nu ai treabă. Salut! Ai n-ai! Ce-a zis mă Kenji? Ai n-ai? Tu ce vrei mă? M-am săturat de voi. Nu mai înțelege nimic. Nu o mai înțeles nimic, Bibi. Dar fii atent că tot avea șanse să mă bată. Că m-am prostit eu. În loc să dau full pe ea. 347. Bun, bun, bun. Se pușează în continuare. Măcar 400 de trofee aș vrea să fac. Să vedem. Dacă e să pierd un meci rău de tot. Ai. Însă, atâta timp cât mergem pe victorii din astea rapide. Mai pușăm. Uite, vezi power-ul ăsta din mijloc? Trebuie luptat pentru el. Nu, bă, dar m-am bătut cu prea mulți, mă, las-o așa. Că-am bat joc. Ați văzut cum am distrus tot acolo, dar dacă nu mai venea și balonel ăla... În fine, 20.021 de trofee, sunt mulțumit. Mai pușăm noi eventual în alt episod dacă vreți. Nu uitați de like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțopelu. Kenji este extrem de OP și nu pierzi niciun match dacă joci chill. Dacă te duci frumos să-ți farmezi cutiile,
te bagi doar când e 1v1 și distrugi tot. Dacă te bagi la mulțime, ții și 7 stun-uri de la Frank, n-ai ce să faci. Dar în rest este extrem de bun dacă îl joci într-un mod în care trebuie jucat. Mai avem 1000 de bănuți de la el, îi mulțumim lui Kenji. Toate cele bune, nu uitați de mărciu blană pe nocivano.ro, unde găsiți de toate, inclusiv modelul Nocivano Împăratul. Toate cele bune și pa-și pa!